În câteva momente vom da startul în proba numărul 13 a competiției, proba de nivel C și juniori 18 ani. Startul numărul 1, Cristea Olaru Rareș cu Convers, de la Clubul Sportiv Frații Jde, proprietarul calului Cristea Olaru Rareș, evoluție la categoria cailor, la categoria juniori 18 ani. Este o probă care se desfășoară conform articolului 23821, probă la cronometru. Se pregătește numărul 2, Moroșan Alexandra cu Kerry. Rezultat pentru Cristea Olaru Rareș cu Convers, 0 puncte penalizare, timp 68 de secunde, 91 de sutimi. S-a prezentat la start numărul 2, Moroșan Alexandra cu Kerry, de la Clubul Sportiv Ecvestru Rădăuți. Proprietara calului sportiva, Alexandra Moroșan. Evoluție la categoria juniori 18 ani. Se pregătește numărul 3, Teșcu Dănuț cu Aian. Patru puncte penalizare pentru Moroșan Alexandra cu Kerry, timp 64 de secunde, 90 de sutimi. S-a prezentat la start numărul 3, Teșcu Dănuț cu Aian. Se pregătește numărul 4, Cebotariu Tiberiu cu Craș. Clasament la categoria juniori 18 ani, pe locul 1 și câștigător, Cristea Olaru Rareș cu Convers. Pe locul 2, Moroșan Alexandra cu Kerry.
0 puncte penalizare pentru Teșcu Dănuț cu Aian de la Clubul Sportiv Equestrian. Timp 57 de secunde, 53 de sutimi. Este așteptat la start numărul 4, Cebotariu Tiberiu cu Crash de la Clubul Sportiv Equestrian Iași. Se pregătește ultimul concurent, Antalceava cu Șaba. S-a prezentat la start Cebotariu Tiberiu cu Crash de la Clubul Sportiv Equestrian Iași, proprietarul calului Irina Aghiniței. Se pregătește ultimul concurent, Antalceava cu Șaba. S-a prezentat la start ultimul concurent din această probă, Antalceava cu Șaba de la Clubul Sportiv Husar, proprietarul calului Andrei Filip. Rezultat pentru Cebotariu Tiberiu cu Crash, 0 puncte penalizare, timp 69 de secunde, 90 de sutimi, rezultat care provizoriu îl clasează pe locul 2. Start pentru Antalceava. Un timp foarte bun, 63 de secunde, 54 de sutimi, din păcate 4 puncte penalizare. Clasamentul la categoria cailor de nivel C este următorul. Pe locul 1 și câștigătorul probei, Teșcu Dănuț cu Aian de la Clubul Sportiv Equestrian Iași. 0 puncte penalizare, timp 57 de secunde, 53 de sutimi. Pe locul 2 s-a clasat sportivul Cebotariu Tiberiu cu Crash de la Clubul Sportiv Equestrian Iași. 0 puncte penalizare, timp 69-90 și pe locul 3, Antalceava cu Șaba de la Clubul Sportiv Husar. 4 puncte penalizare în parcurs,
timp 63 de secunde, 54 de sutim. La categoria junior 18 ani, pe locul întâi și câștigător, Cristea Olaru Rareș cu Convers, de la frații Jderi din Târgu Neamț. Pe locul 2, Moroșan Alexandra cu Kerry, de la Clubul Sportiv Ecvestru Rădăuți. În continuare, va avea loc și veți putea vizualiza un program artistic. Ce-ți doresc eu ție, dulce românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, la trecutul mare, mare viitor. Ce-ți doresc eu ție, dulce românie, fiii tăi trăiască numai în frăție, fiii tăi trăiască numai în iubire. Fiii tăi trăiască numai în unire, căci așa rămâne neamul nemurire. Căci așa rămâne neamul nemurire. Și a urmașilor voștri, și a urmașilor, urmașilor voștri în veacul vecilor. Am pogorât astăzi din înălțimea cerurilor și din istorie ca să vă aduc aminte. Uniți-vă, supușii mei, uniți-vă și refaceți statul pe care înaintașii voștri l-au făurit în urmă cu 100 de ani, botezându-l cu înțelepciune România Mare. Oriunde vă aflați, aici sau în îndepărtatele țări ale lumii, trăiți în pace și liniște, trăiți în cinste și unire. Doar uniți veți fi puternici, numai uniți veți putea duce neamul românesc
în viitor, în veacul vecilor, voi vechea la toate acestea din dreapta Domnului nostru Iisus Hristos și nici când noi înceta să-i cer binecuvântarea neamului românesc. Acum vă las și mă întorc la locul meu din istorie și din ceruri. Fiți binecuvântați, supușii mei! Mai sus cu ocupă. E timidă și târzie și dă-i aerul rece al dimineții ca să-mi violeze pașii vieții. Poteca, un covor de frunze plutitor, îmi amintește că totul viață e trecător. În jurul meu e toamnă și e soare, o toamnă blândă, ahurită, visătoare. Toamna, a anume pictorială toamnă, nu picurea în suflet teamă, ci liniște și raze de soare, să mă renasc în primăvară floare. A venit toamna și toamna se numără bobocile. Acesta este motivul pentru care grupul folcloric Floricică de pe stânga de Șerbești, Comuna Ștefan cel Mare, Neamț, România, astăzi vă propune un recital care se încadrează în mulțumire, pioșenie și pildă.
Iubito, vine toamna peste toate, Bacovia reintră în portrete, cad frunze pe curând singurătate și tu ai gesturi parcă mai încete. Și te iubesc la echinox și după, iubito, vine toamna să decline, să macine, să năruie, să rupă al lumii apogeurile feminine. Cum tu rămâi la țărmulele mare, eu plec să aștept și crivăți și omături și să mă îmbăt la mese singulare cu umbra lui Bacovia alături. Iubito, vine toamna dinspre munte cu ghilotine și anestezie, tot omul e un snop de amănunte care amenință esența vie. Cu hachite și mofturi și alte alea, îmi ești pedeapsă, dar îmi ești și doamnă. De pom sinucigau se umple valea, iubito, te iubesc și vine toamna. Natura se închide ca un templu cu lacăte de fosfor și rugină. Eu morții mele te voi da exemplu, cât ești de disperată și senină. Iubito, vine toamna până în oase, o simt în mâna care ți se întinde. Privește, ies fumuri peste case, iubito, după toamnă vin colinde. Pată verde cu părul pădure, pată verde cu părul pădure, simți cum privirea lor vrea să te fure. Toate ei se ție, curători ca să fie, toate ei toamna pe pământ, ca un coșmar al unei boli ciudate, ca acum să trecem prin acele sate în care merele în meri mai sunt. Acum să ne iluminăm de tot până în adâncul inimii și al firii. Ce disperare, cum se duc martirii și-aș rosti plecarea, nu mai pot. Foioasele în vântul toamnei ard, mușcate sângeros și trist de lună, și turturelele se despreună. Acum, noi doi, în focul revărsând, acum, atât de singur pe pământ, să recităm Bacovia plângând. Lasă-mi, toamnă, polii Oh,
Să fiu apioasă, pe mână ioasă, să se
Bună-i vinul gârghiuliu, diri-diri-diri, dani-dani-da. Bună-i vinul gârghiuliu, diri-diri-diri, dani-dani-da. Pune-ți doamna pinte-n diri-diri-diri, dani-dani-da. Pune-ți doamna pinte-n diri-diri-diri, dani-dani-da. Mai pe brumă, mai pe-o mă, diri-diri-diri, dani-dani-da. Mult mai beu și nu mă-nvăt, diri-diri-diri, dani-dani-da. Mult mai beu și nu mă-nvăt, diri-diri-diri, dani-dani-da. Diri-diri-diri, dani-dani-da. Nu știu vie ce el face, diri-diri-diri, dani-dani-da. Bună-i vinul mult îmi place, diri-diri-diri, dani-dani-da. Nu știu vie ce el face, diri-diri-diri, dani-dani-da. Bună-i vinul gârghiuliu, diri-diri-diri, dani-dani-da. Bună-i vinul gârghiuliu, diri-diri-diri, dani-dani-da. Pule-ți doamna pe târziu, diri-diri-diri, dani-dani-da. Pule-ți doamna pe târziu, diri-diri-diri, dani-dani-da. Să vină cu mulți oameni, dacă te ține curea.
Thank you.
E toamnă iar și e melancolie. E toamnă iar, e vers, e poezie. E toamnă iar, e dragoste și e iubire. E toamnă iar și e belșug și bucurie. Și pentru că e toamnă, mai după o zi de muncă la țară, m-am așezat la gura sobii, am gustat o leacă de gin gâlgâlin și am răstălmăcit niște cuvinte care ar suna cam în felul următor. Eu lucrez sub pseudonimul Bădița, Constantin, și-s din satul Ghigoiești al lui Vasile și a Iuliana, al lui Grigore, al lui Gheorghe, al lui Vasile din... Actualmente sunt morarul de Șerbești, dar trecând peste stânca de la Șerbești, monumentul nostru natural, ce este un dac cu fața în sus, ce veghează la frumusețile patriei noastre, furat de peisaj, m-am închedecat de bolovan și m-a dus uștiuliuc cu nasul într-o floare. Și m-am ridicat, și mare prunăție am văzut că tot câmpul era plin de flori. Și am început a aduna una câte una într-un buchet pe care cu drag l-am botezat Floricică de pe stânca din Șervești. De aici încolo este meritul acestor copii minunați. Mie în sat, pentru că-s vinetic la Ștefan cel Mare, Șervești de altă dată, mi se spune mazâl, cum spun Anteansun. Recunosc că sunt zgârcit, dar nu absânt. Și de cioara pruna mi-am furat, după ea am și strigat. Cioară pruna de-ai luat, lasă-mi sumburile măcar, în pământul lui răsădi, alt copac s-o făuri, generația ce vine să aibă prune de la mine.
asta e menirea noastră. Dumnezeu ne-a dat povață, omul pe pământ, să treacă, un copil să făurească și un copac să răsădească. Și, dragii mei, noi am venit cu acest exemplu. V-am spus, moto acestui spectacol este de mulțumire, pioșenie și pildă, pentru că vreau să vă spun că din acest minunat grup pe care îl vedeți dumneavoastră, la care se mai adaugă băieții de la instrumente, 8 au luat stabacaloriatul, 8 sunt studenți, iar începând de la 1 octombrie vor face pasul următor pentru a putea să îndeplinească ce Constantin i-a învățat să răsădească un pom. Același mesaj îl transmit și dumneavoastră. Să lăsați urmașilor noștri dragostea de a învăța, de a învăța și de a lăsa cu credință menirea sfântă. Numai uniți, poporul român va dăinui în veac și în veșnicie. Și pentru toate doamnele din care sunt prezente aici, pentru minunatele mele fetițe și pentru toate femeile din lumea întreagă, vă dedic o melodie specială. Iubita mea, tu ești cântarea dragă.
ochii tăi, iubita și frumoasa mea. Tu ești cântarea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, iubita și frumoasa mea. Cântarea dragostei. Mulțumesc!